Vreau să întreb. Mi-ați prezentat foarte frumos despre Europa și felul cum suntem noi prezenți în Europa. Ar fi trebuit să pun mai multe întrebări, dar una singură pentru că ce trebuie știți. Da, să știți că rezist la întrebări mai bine decât la propria mea expunere. Cine a ales pe acei șefi europeni să lupte împotriva europenilor? Dar asta rămâne, poate ne colateral ne și răspunde. Întrebarea care doar este, de ce noi românii luăm mereu model Europa și ne uităm la ea? Că întotdeauna în Europa am fost la una a doua și o să fim mereu la una a doua, ba e posibil să trecem pe locul 3. Mai mult de colonie nu vom fi niciodată. De 2000 de ani a fost provincie și tot așa rămânem. Moral și spiritual Europa e cam terminată, cel puțin acum. Niciodată n-a strălucit. De ce luăm noi model, acest model? Când istoria și tradiția noastră, cultura, spiritualitatea, sunt mult superioare. De ce nu ne uităm la noi? Asta e întrebarea generală. Am mai și una mai mică. Vă rog. Dacă am ieșit din Europa, n-am ajutat-o mai mult? Să-și revină? Că nu putem ieși geopolitic, dar măcar să tentăm politic că ieșim, ca să trezească. Că dacă stăm în coada ei, o să ne înțepe, o să ne sugă toate și ei pentru ei suntem... Și mai spun lucru, să știți. Asta vă spun ca creștin. O întrebare. Europa suportă blestemul coloniilor. N-ar trebui să lăsăm trași. Miliarde de oameni au suspinat și au plâns. Și nu au murit degeaba. Niște lacrimi trebuie plătite. Asta o știți mai bine decât mine, că sunteți preot, da. Mulțumesc. Haideți să luăm mai multe întrebări și atunci și răspund la fiecare. Da, spuneți și asta. Domnului. Dar nu răspundeți, dacă vreți să puneți o întrebare. Răspund eu. Am răspunsurile la mine, să știți. Okay. Chiar dacă nu-mi par așa, dar am de pe aici, pe aici. Așa. Vreau să toată spuneți de pandemie. Credeți că a fost o pandemie sau o plandemie? Fiindcă multe persoane... A fost o plandemie, pe scurt, pandemie. Da. Da. Nu că nu a existat virusul, să înțelegem. Deci virusul a fost creat în laborator, i s-a dat drumul cu program și a fost folosit pentru un plan mai mare. Planul acesta, din punctul meu de vedere, este un plan de supunere. Au vrut să vadă până unde pot să întindă coarda fără să pleznească, dar să ne supună. Despre asta e vorba. Altfel nu poți să înțelegi cum s-au aliniat toți la același gen de măsuri și măsuri care în mod categoric nu au făcut bine, au făcut rău. Acum recunosc și ei. Recunosc. Autorități medicale, autorități politice, recunosc că au greșit. Că n-a fost bine ce au făcut. Și aș mai aduce doar mică completată la ce am spus. Pe un site oficial al Uniunii Europene, încă din 2013, este scris că se vor aloca două proiecte emblematice pentru Uniune, cărora se vor aloca o sumă destul de mare, câte 1 miliard de euro fiecare proiect. Da. Un proiect oxidul de grafen, iar alt proiect creierul uman. Și scriu acolo că se va crea cea mai mare platformă experimentală din lume. Au descoperit niște medici din Spania că în vaccinurile acestea anticovid, în proporție destul de mare, este oxid de grafen. Pe de altă parte, toți peste tot spun 5G, 5G, 6G și alte lucruri. Nu m-aș lăsa în speculația asta pentru că nu stăpânesc subiectul. Nu știu. Dacă se fac experimente medicale, dacă ce e cert este că acel ser nu a fost un vaccin, pentru că nu a ajutat deloc, urmează să vedem cât de dăunător a fost, ce anume a conținut și dacă provoacă sau nu boli. Asta este o chestiune de cercetat. Nu mă pot pronunța eu în ea, dar e clar că n-a ajutat. Asta se vede deja. Nu a oprit boala. Vaccinul oprește boala. Doi, toate măsurile care au fost asociate acestei campanii de combatere chipurile a virusului au fost împotriva libertății.
De orice fel. Și pentru supunere prin frică. Asta este clar. Ce pot să observ eu ca unul dintre oamenii care au cumva exercițiul ăsta al observării societății prin natura meseriei și prin reflexele pe care le-am căpătat în activitatea civică. Zeci de ani. Dar mai departe nu aș merge pentru că ar fi să speculez și nu știu dacă e ok și nici nu știu dacă e bine ca noi să dăm frâul liber imaginației atunci când vine vorba de câte o astfel de conspirație, care de fapt e conspirație, e o conspirație împotriva oamenilor, da? Pentru că atunci s-ar putea să le slujim și mai bine planurile. Știți care este efectul cel mai grav pe care îl poți obține? Este acela al înfricoșării absolute. Spui, bă, oricum nu se mai poate face absolut nimic. Oricum ăștia dețin controlul. Ăștia au puterea să facă orice vor. Și atunci trebuie să rămâi încremenit și să vezi cum scapi cumva să poți să faci și tu să trăiești. Dar fără să-i deranjezi. Asta este exact cum se vorbește despre puterea unor organizații secrete, despre serviciile secrete. Dumnezeu, nimeni nu e atot puternic aici, numai Dumnezeu. Dacă noi credem în Dumnezeu, credem că avem și salvare. Și ceilalți nu sunt atot puternici asupra noastră. Că ne paralizează altfel gândul și rămânem fără să mai avem nicio reacție. Bun. O întrebare doar. Vă rog, părinte, da. Vreau să vă întreb, iertați-mă. Spuneți. Vreau să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră, ca și partid și noi, parlamentar, viitorul bisericii, a bisericii noastre ortodoxe, pe Europa a viitorului, pun întrebarea în contextul în care vedeți acești intelectuali plasați, rafinați, aduși la un nu știu ce grad de perfecțiune intelectuală, spun că putem foarte bine să ne unim Paștele Catolic, fără ca să există niciun impediment. Bine, asta e cea mai mică chestie pe care au spus-o. Asta e cea mai mică. Da, da. O să ajunge până acolo când se face explicații la Esfigmenul, care ne vrea să primească pe patriarh, știm că este un ecumenist, au scris ortodoxie sau moarte pe porții lor. Bun, am înțeles. Iar cei de la Scara, știți bine, aveau chestii foarte mari, fără niciun fel de semn de punctuație și fără dispărțire între frate. Nu vrem UE, poate voi. Da. Bun. Înțeleg ce spuneți și da, e o preocupare pentru fiecare creștin, probabil. Voiați să puneți o întrebare. Bun. Hai să răspund la întrebările pe care le-am notat aici, în ordine inversă, dacă tot. Viitorul bisericii. Viitorul bisericii este cel pe care noi creștinii îl dăm. Dacă noi ne prestăm credința, biserica, ca instituție divină umană, va avea un viitor. Dacă nu, nu va avea niciun viitor. Acum, păi nu, nu va avea niciun viitor în sensul în care biserica, sigur că nu va putea fi desființată nici de porțile iadului. Dar asta va însemna că va fi o turmă din ce în ce mai mică, din ce în ce mai prigonită, până la ceasul celei de-a doua venit. La asta mă refer. Un viitor înfloritor, dominator, așa cum a avut secole de rând, s-ar putea să nu mai aibă dacă noi nu avem forța sufletească să ducem, să creăm acest viitor. Atâta vreme cât noi vom lua toate chestiunile de adaptare la noua normalitate, ca să rămân în subiect, fără rest, fără să ne punem întrebări, mizând pe faptul că lasă că totul e bine, nu contează dacă ne abatem de la tradiție, nu contează dacă ne abatem de la Cuvântul lui Dumnezeu, nu contează dacă ne abatem de la ceea ce ne-au învățat părinții noștri, dacă ne abatem de la ceea ce a fost apărat cu sângele străbunilor noștri, atunci gata, nu o să mai fie niciun fel de viitor din punctul ăsta de vedere. Dar sigur că noi avem un optimism eschatologic. Nu? Vine Hristos Domnul, judecă și se împart apele. Bun. Acum, revenind la întrebările puse de
părintele. Cine a ales? Vă spun eu cine a ales. În Comisia Europeană sunt aleși comisarii la propunerea și susținerea șefilor de state și de guverne. Cine a ales pe șefii de state și de guverne? Păi, în general, sunt aleși de două mari forțe. Una dependentă de cealaltă. Prima, plutocrația, și a doua, mass media. Plutocrația este un soi de mafie, ca să fiu mai explicit. Un soi de mafie alcătuită din oameni din organizații secrete, oameni din administrația de stat, oameni din serviciile de informații și, mai la vedere, oameni de afaceri, care se împart în mai multe categorii, unii dintre ei fiind infractori. Infractori sunt și unii dintre oameni de stat. Nu-i problema. Asta e plutocrația. E un sistem de dominare care, da, are această putere de a pune guverne, de a pune președinți. Să nu credeți dumneavoastră că în România tot ce s-a dat pe degeaba sau la preț de nimic a fost altceva decât un efect al puterii acestei plutocrații, care și-a crescut puterea cu toate resursele astea preluate și-a crescut-o și mai mult și mai mult și mai mult. De asta a te lupta cu ei, a fi în opoziție față de ei, este aproape un act sinucigaș. Dar, ca să ne întoarcem la Cartea Sfântă, noi știm că și Goliat a putut fi învins. Și avem nădejde că acolo unde omul se străduiește, Dumnezeu împlinește. Atât. Până când nu vom schimba conducerile de bandiți la nivelul statelor, nu vor dispărea nici comisarii sovietici din Comisia Europeană. Simplu. Și dacă ea nu vor dispărea, proiectul va merge într-o direcție autodestructivă până la capăt. De ce, ați spus dumneavoastră, de ce ne uităm la Europa? Păi, nu ne uităm la Europa. Ne uităm la noi înșine. Am spus la începutul discursului meu, noi suntem europeni. Europa este alcătuită și din tradiția noastră, din istoria noastră, din lucrurile, din creațiile noastre, din cultura noastră. Europa suntem și noi. Noi nu suntem în afară și ne raportăm la ei ca la fiind un tărâm al fericirii către care noi mergem. Nici măcar în privința Uniunii Europene nu ne referim la asta. Noi avem elemente comune cu toate celelalte culturi. Avem pe dedesubt o țesătură de tradiție comună. Că vrem să o recunoaștem sau nu, că unii o cultivă, că alții nu mai cultivă, nu contează. Dar am spus ce stă la baza civilizației europene și rămâne la baza civilizației europene. Dacă noi vrem să ne tăiem rădăcinile, să spunem, nu mai avem rădăcini. Da, uite, noi suntem fără rădăcini. Putem să ne gândim că ne-am născut fără rădăcini. Da, sigur, orice ne este îngăduit. Numai că nu reprezintă realitatea și nu vom face decât să ne distrugem. Pentru că neavând rădăcini, trunchiul nu o să mai fie alimentat cu nimic. Și în cele din urmă o să usuce și o să cadă. Și pe locul lui, ce se va ridica? O nouă civilizație, formată din alte populații, cu altă cultură, cu altă apucătură, cu altă culoare, nu contează. Bag seama că există și asta în plan. Să cam fim înlocuiți. De-aia noi trebuie să le ținem cu dinții de calitatea noastră de europeni. Și nu ne uităm la ei, ne uităm la noi înșine încă o dată. Eu nu mă simt deloc inferior francezului sau germanului sau englezului, nu mă simt.
Cum nici nu mă simt superior, dar mă simt egal. Cel puțin egal. Dacă mă uit un pic în istoria mea, poate că am și motive să mă simt mândru. Da, mândria este un păcat. Hai să nu cultivăm prea mult. Bun. Dacă nu ar fi mai bine și pentru Uniunea Europeană și pentru noi să ieșim din Uniune? Nu. Nu ar fi mai bine. Dacă era asta o soluție, nu intram în Uniunea Europeană. Eu nu am fost un fan al aderării la Uniunea Europeană, dar am înțeles necesitatea. Eram într-o situație atât de gravă din punct de vedere economic și social, încât nu există altă șansă. Și aduceți-vă aminte de faptul că noi avem 6 milioane de români care sunt peste granițe în Uniunea Europeană. Muncesc acolo, trăiesc acolo, învață acolo, își cresc copiii acolo. Alimentează țara asta cu miliarde de euro prin munca lor și tot speră că vor fi condițiile necesare să se poată întoarce aici, măcar o parte dintre ei, măcar ei la bătrânețe, măcar câțiva dintre urmașii lor. A ne despărți de Uniunea Europeană ar însemna să-i abandonăm pe acești frații noștri și să creăm o ruptură îngrozitoare. A ne despărți de Uniunea Europeană ar însemna să rămânem în voia sorții cu totul. Noi nu suntem astăzi capabili să ne exercităm, să fim sinceri, cu adevărat suveranitatea. V-am spus de ce. Nu avem baza economică și nu avem armată. Și nici măcar nu mai avem sistemul de relații internaționale pe care îl aveam înainte. Noi eram arbitru în Orientul Mijlociu, aveam relații excelente cu unele dintre marile puteri, eram acceptați și de alte mari puteri. Astăzi, unde suntem? Am optat pentru un anumit sistem, ne-am integrat acolo, a ieșit din el, înseamnă să ne expunem total riscurilor. Nu putem face lucrul ăsta astăzi. Putem gândi o politică pe termen lung care să însemne o creștere a importanței noastre în Uniunea Europeană, o recunoaștere a cuvântului nostru pe care îl avem acolo, să ne slujim mai bine interesul național acolo și la o adică să ne creăm pârghiile prin care să devenim și independenți dacă nu ne mai convine ceva? Da, asta poate să fie o politică pe termen lung. Dar nu acum, peste un an, nu peste 10. Pe termen lung. Vedeți, dumneavoastră, Marea Britanie este un imperiu. În primul rând, un imperiu financiar. Și despărțirea de Uniune a fost foarte grea. Și cât de negociată și încă este cu nu știu câte ancore legată de Uniunea Europeană. Și e greu. România nu este Marea Britanie, din păcate. Adică nu are forța ei. România s-ar face praf atunci când ar vrea să iasă din Uniunea Europeană. Așa că cei care vă spun raw exit și toate prostiile astea, ăia nu sunt pentru România. Ori sunt împotriva României, ori sunt decerebrați. Din două una. E praf și pulbere, că praf suntem acum, dar și pulbere. Nu suntem chiar praf, pentru că una peste alta, dacă noi am ști să folosim și să accesăm fondurile europene, ne-am putea dezvolta mai mult din punct de vedere material. Dacă am avea oameni de stat care să negocieze poziția noastră, am avea mai mare influență în organismele europene. Am putea să ne apărăm mai bine resursele noastre, să le folosim mai bine în interesul nostru. Lucrurile astea sunt posibile. Nu vă spun o poveste. Exemple. Ungaria, Polonia. Și chiar și la noi în țară sunt câțiva în țară care au făcut treabă bună. Nu, eu mă refer la această atitudine de verticalitate pe care trebuie să o aibă statul român în relație cu fiecare partener din Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europeane. Vă rog. În primul rând, felicitări pentru punerea de toate întrebările. Mulțumesc, sper să fi fost de folos. Acum, o întrebare. Cred că în partea asta răspund la totuși așa, o nelămurire. Așa, ce soluții recomandați și ar exista în actualitate, atât în mediul academic, cât și în celelalte produse sociale, ca proiect.
proiectul de european despre care ați povestit acum, să nu se îndrepte spre colaps. Ați dat exemple foarte bine cu suveraniștii, cu partidele naționale și mai ales să nu se îndrepte către o instaurare a unei dictaturi. Ca spre asta se duce la dictaturi feroce supra statul european masonic. Da, da, haideți să răspund la asta ca să păstrez firul gândirii. Acum haideți și cu asta cu masoneria. E o jucărie, cel puțin la nivelul României, e chiar o jucărie. Păi, eu mi-am dat seama că masoneria nu mai reprezintă aproape nimic, când am aflat că Fulgerică de la Bragadiru este mason. Șef. Nu poți, deci nu, ce seriozitate e asta? Unu, doi, am avut un coleg la un ziar care mi-a mărturisit la un ceas din ăsta mai înaintat în noapte la care aveam niște libații extraordinare, mi-a mărturisit că e mason și că este mare maestru. El avea 29 de ani. Cum să fii, mă, mare maestru masonic la 29 de ani? Ce aia? Ce seriozitate e a unei organizații de tipul ăsta, da? În fine, când l-am mai văzut că este purtător de cuvânt al Marei Logii Naționale pe Oreste, dezastru a fost desăvârșit. Deci mi-am dat seama că nu, asta este o păcări, o jucărie de copii, gata. Cândva masoneria a fost puternică. Deasupra masoneriei sunt alte structuri mult mai importante. Ah, sigur că sunt oameni care sunt și în servicii, și în politică, și în masonerie. Și ei se întâlnesc și pun la cale tot felul de chestii. Asta da. Dar nu pentru că primesc un ordin de la nu știu ce mare ștab mason, ci pentru interesele lor meschine. Își fac tot felul de prostii, afaceri ticăloase, tot felul de privilegii pentru apropiați. Chestii din astea. Să nu credeți că au mari planuri. Înainte, da, aveau mari planuri. Au fost în stare să destructureze niște imperii. Au fost. Astăzi eu cred că nu. Poate în altă parte, poate în România și în altă parte. Nu știu. Dar România îți de râs. Suntem câțiva masoni în sală și vă putem contrazice la tot. Da, bine, dacă sunteți masoni în țară, în sală și mă contraziceți, că aș vrea să aud. Bun. Din punctul ăsta de vedere, întrebarea dumneavoastră era legată de masonerie, dar soluțiile la să nu fie dictatură, da? Asta. Păi, da, eu v-am spus care sunt în opinia mea. Soluția este ca oamenii normali, care apără normalitatea, să ajungă la pârghiile de putere. Foarte scurt spus. Întâi în fiecare stat component al Uniunii Europene și apoi la vârful Uniunii Europene. Altfel, nu avem cum să facem niciun fel de schimbare. Dacă nu avem pârghiile de putere, ce sper? Nu să nu vedeți că perorăm așa în neștire și nu se întâmplă nimic. Ne opunem. Da, uneori, opoziția, dacă este și vocală și susținută și în Parlament și în stradă, are sorți de izbândă. Dar uneori, asta s-a întâmplat cu certificatul de vaccinare la locul de muncă. Da, s-a oprit. Nu pentru că am avut noi numărul necesar în Parlament, ci pentru că oamenii au ieșit în stradă și au susținut ceea ce noi susțineam în Parlament. Și le-a fost frică celor de la putere că revolta e prea mare. Nu de noi le-a fost frică, ci de popor le-a fost frică, evident. Dar poporul avea un reprezentant acolo care vota. Și se vedea diferența. Că dacă toți ar fi fost la fel și votau toți la fel, poporul pe cine se mai bată? Și pe cine se mai bizuie? N-ar mai fi avut, cred, reacție. Și a spus, cum spune românul de obicei, lasă că fentăm istoria și de data asta. Nu fentau. Ajungeam toți să prezentăm ăla de vaccinare ca să intrăm la locul de muncă. Da, dumneavoastră vreați, da. Eu vreau să... Stați un pic, nu iau pernă. Da, da, doamna. Să presupunem că în cei maxim 10 ani da. Care ați menționat, la conducerea Uniunii Europene vor ajunge cei cu ideologie conservatoare, naționalistă, în majoritate. Credeți că vor fi lăsați să conducă conform ideologiei lor? Păi dacă sunt și... Păi dacă... dacă... Consider că Uniunea este condusă de Uniune sau de locomotiva Uniunii Germanice. Și dumneavoastră aveți dreptate.
parțial, în sensul în care, da, astăzi, astăzi Uniunea Europeană este manevrată de Washington, e adevărat. Dar e manevrată tot prin pârghii ideologice, nu atât pe pârghii financiare. Pentru că Statele Unite ale Americii sunt ele însele într-o mare dificultate financiară, sunt datoare la China. Și războiul care se desfășoară lângă noi și toate celelalte convulsii din lume sunt pricinuite de aceste dezechilibre între marile puteri. Unii n-au bani, unii trebuie să acopere incompetența administrativă, alții trebuie să facă rost de bani, că războiul este și o sursă de bani pentru unii. America face bani cu războiul ăsta, livrează arme și Uniunea Europeană le plătește. E o problemă. Dar pârghile sunt mai degrabă de natură ideologică, pârghile de control. Pentru că altminte nu au cu ce să șantajeze Uniunea Europeană. Ați pomenit de Germania. Germania este conectată și cu China, este conectată și cu Rusia. Germania nu a aplicat toate sancțiunile față de Rusia, a beneficiat de niște contracte cu Rusia și cred că mai beneficiază și azi. N-am auzit-o așa de vocală în povestea asta cu războiul din Ucraina. Germania știe să-și apere interesul ei. Și Germania are tiparnița de bani europeni. Acolo e. Eu și asta o problemă. Nu cred că America are un ascendent neapărat asupra Germaniei. Dacă ea ar fi să controleze Germania, ar fi să controleze Uniunea Europeană. Dar și Germania este controlată astăzi de niște agenți ai neomarxismului. Nu sunt alții. Și Uniunea de cine e condusă? Oare? Tot de o nemțoaică din asta de... Culmea, mamă a patru copii, părea că e... are o bună orientare, dar vezi că te înșeli. Ea a fost crescută special, i s-a creat profilul și ne-a fost pus în față. Da. Vă rog, dumneavoastră. Eu am o mică întrebare și în același timp un răspuns. Un enunț, e o temă pe care mă frământă de mulți ani de zile și pe care vă expun și sub formă de întrebare. Dacă nu cumva tot ce ni se întâmplă în ultimii, hai să zicem, 30, pentru noi, 30 și ceva de ani, dar poate în ultimii 50-100 de ani pentru întreaga planetă, nu ne referim doar la Europa, este doar rodul pur și simplu a evoluției noastre, îmi permit să spun chiar la nivel personal, a fiecărui individ de parte. De ce? Ne-am erijat și ne susținem de multe ori, câteodată chiar cu titlul onorific, creștinătate. Suntem creștini. Și eu vă întreb, enunțată de Mântuitor, care e cea mai mare poruncă a creștinătății? Să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Dacă te iubești pe tine. Și mă uit în jur, bine, nu facem filozofie abstractă. Eu vorbesc serios. Și eu. Putem să glumim. Dragilor, eu de zeci de ani rar mi se întâmplă, sau mie de zeci de ani rar mi se întâmplă să găsesc pe cineva care să-și iubească aproapele ca pe sine însuți. Mă uit cu îngrijorare, mă uit cu teamă, mă uit cu... Am momente în care sunt oripilat. Noi te iubim, băiță. Nu vă mai spun că însuși, cer scuze, dar asta este, vă permit să spun, însuși reprezentanți de seamă ai bisericii, își permit să nu mai aibă niciun fel de dragoste pentru nimeni din jurul lor. În afară de micile lor și măruntele lor interese personale. Bun, am înțeles. Și atunci vă întreb, nu cumva tot ce ni se întâmplă, războaiele, foametea, cu tremurile până la urmă, tot ce ni se întâmplă este de fapt, nu știu dacă să zic cu scuzele de rigoare, nu cu scuzele de rigoare, este mâna Domnului care ne dă ce merităm. Nu scrie nicăieri, nici în Biblie, nicăieri în text sfânt, că vom avea întotdeauna de la Dumnezeu numai bune și nemeritate.
Indiferent că tu ești puturos, că ești lichiat, că ești mincinos, că ești trădător, tu o să ai bine și o să-ți fie frumos. Fraților, nu cred așa. Eu nu cred că Dumnezeu este absurd. Nu? Da. Și ne iartă nouă greșelile noastre de cum? Și noi iertăm greșiților noștri. Păi mai iertăm noi pe cineva? Nu. Păi cine mai iertăm? Noi? La ora asta! Fraților, mulți dintre voi care sunt, mulți dintre voi care sunt... Da, am înțeles. Domnul Băiețel, am înțeles... Dați-mi voie să răspund. Întrebarea e chiar foarte serioasă și răspunsul... Eu cred că e tema esențială a... Răspunsul este foarte serios. Chiar dacă eu am încercat o glumă, răspunsul e foarte serios. Nu, era glumă. Era pe bun... Nu, eu. Are un sens. Liniștiți-vă un pic ca să înțelegeți ce spun, că văd că v-ați înfermântat un pic. Da, ce scuze. Povestea e foarte simplă. Da, aveți dreptate. În ce sens? Tot ce suferim noi astăzi este rezultatul lipsei de iubire. Asta e indubitabil. Nu doar lipsei de iubire de aproape, lipsei de iubire în general. Și da, rămân la răspunsul pe care vi l-am livrat în glumă, dar nu e o glumă, în primul rând nu ne iubim pe noi. Că dacă te iubești pe tine, ce faci? Îți tratezi corpul în care trăiești ca pe templu, că așa te învață. Dacă te iubești pe tine, ce faci? Încerci să salvezi sufletul și deci faci cele poruncite de Dumnezeu. Dacă te iubești pe tine, ce faci? Încerci să te îmbunătățești toată viața. Câți dintre noi facem lucrul ăsta? Câți o facem cu program? Dacă noi pe noi nu ne iubim, pe celălalt cum să-l iubim? N-avem cum să-l iubim. Și ați mai spus de bine și de mai binele pe care noi îl dorim. Da, întotdeauna noi urmărim să ne fie nouă bine, mai bine. Niciodată să fim noi buni, mai buni. Dacă am urmărit să fim buni și să nu ne fie bine, binele ne-ar veni la pachet. Când ești bun, vine și binele după tine. Dar noi, greșit, acționăm invers. Vrem binele și după aia lasă că o să fim noi buni. Bă, când o să fiu eu bogat, ia să scenariu, când o să fiu eu bogat, când o să câștig eu la loto, o să iau și dau și lui ăla și lui ăla. Nu. Dar nu spui niciodată, bă, eu, uite, nu am după ce să beau apă, dar ce mai am, o haină și o bucată de pâine, o dau la ea de lângă mine. Că eu sunt bun și vreau să fiu bun. Și îmi cultiv această bunătate. Cu toate riscurile și cu toate, cu toată jefa. Ei, nu facem asta. De ce nu facem asta? Întâi de toate pentru că trăim într-o cultură a competiției. Să știți că lucrul ăsta, așa ca într-o paranteză, se întâmplă și în politică. Eu le-am spus colegilor mei și cred că s-au uitat la mine un pic ca la un ciudat la început, după ce m-au învățat, au știut că sunt ciudat. Nu m-au mai bănuit. Așa. Dar le-am spus lucrul ăsta. Măi, nu urmăriți să aveți voi o poziție în partid, să vă alegeți voi într-o demnitate publică, să fiți voi mai vizibil decât alții, să aveți voi nu știu ce privilegii. Nu urmăriți asta. Urmăriți să faceți bine. Să dovediți prin comportamentul vostru că sunteți altfel. Să cultivați adevărul, frumosul, valorile fundamentale. Și după aceea binele pentru voi va veni. În mod categoric, veți avea și poziții, veți avea și bani, veți avea și privilegii, dar nu trebuie să urmăriți asta. Dar și să nu vă... Impostura de șef, îmi spuneți. Și să nu... A, să vă spun și cu șeful, ce înseamnă șef, adevărat. Și atunci toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Învățăm epistola Antichii Corinteni, partea finală, că altfel n-avem. Da. Și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Dar dacă voi urmăriți invers, sigur veți rata. În primul rând că veți intra în conflicte, veți fi frustrați, veți fi dezamăgiți, în cele din urmă veți abandona lupta. Ori suntem chemați la o cauză și o îmbrățișăm ca niște soldați ai cauzei, ori suntem chemați să ne chivernisim, să ne îmbogățim și atunci suntem sortiți pe ei de tot. Apropo de șef, bine că mi-ați ridicat mingea la fileu, da? Știți ce mi-a spus mie cineva? Prieten altfel.
din America zilele trecute, care nici mai mult, nici mai puțin îmi solicita ca soția lui să fie pusă pe o listă în față de aleși. Corect. Și am zis, bă, așa ceva nu faci. Ce a făcut soția ta pentru cauză? Tu însuți ce ai făcut pentru cauză? A, păi cum poți să pui problema așa, că ne ajutăm un... Băi, și da, ție-ți e ușor să vorbești acum, pentru că tu ești senator, tu ai consilieri, tu ai fonduri, da? Dragul meu, eu nu am urmărit chestia asta. Lasă că tot ce ți imaginezi tu că înseamnă această postură este mult umflat și gonflat prin percepția deformată creată de presă. Dar află de la mine un lucru. Eu ce fac astăzi, făceam și în 2020 și în 2019, când am creat partidul cu care am intrat în Parlament. Cum făceam? În timp ce îmi făceam o slujba mea, aveam grijă de o familie și făceam și alte lucruri pentru societate, prin organizațiile civice în care activam. Dar până în 2019, când am intrat și eu și am făcut acest partid, când am fondat partidul ăsta, eu nu m-am gândit o clipă să parvin politic. Nici nu m-am gândit că o să fac politică vreodată. Reală. Politică facem toți, dar nu ne dăm seama. Bun. Dar politică partinică. Și 25 de ani am lucrat în societate civilă încercând să îmbunătățesc lucrurile, să le schimb în bine de la nivelul meu, de la firul ierbii. Și am zis, bă, dacă eu fac și mai facem unul lângă mine și încă unul și încă unul, în cea de urmă toată lumea se va îmbunătăți. Pe banii mei, pe energia mea, pe sănătatea mea, puțină lume știe asta. Lucruri. Eu vă spun lucrul ăsta și dumneavoastră spuneți, unei poate mă cunoașteți și spuneți, bă, da, are dreptate că știu eu. Că am văzut ce a făcut. Alții spune, da. Da, de unde știu eu că e adevărat? Da, puteți să căutați, că viața mea e transparentă, internetul încă funcționează, nu ne l-au tăiat ăștia și puteți vedea ce am făcut eu înainte. Cât, măcar de când există internet. Eu sunt din 95 pe baricadele astea, dragi frați. Eu din 95 sunt. Eram un copil. De ce? Pentru că niște foști pușcăriași politici mi-au deschis ochii. I-am cunoscut, mi-au deschis inima întâi și după aia mi-au deschis și ochii. Că inima e în corespondență. Așa. Asta s-a întâmplat. Și mi-au salvat viața. Pentru că eu, altminteri, aș fi avut o viață probabil greșit orientată. Spre competiție. Spre a fi mai bine și nu a fi mai bun. Da? Da, revin la întrebarea dumneavoastră, aveți mare dreptate. Asta este cauza tuturor relelor. Am ținut o conferință întreagă despre, fără să vreau, colegii mei de partid au organizat o manifestare politică și s-au trezit cu mine la tribună și eu am început să le vorbesc despre dragoste. Întâi rumoare în sală, ce aici? Unde am nimerit? Am greșit sala. După care au început să liniștească, au început să primească și la sfârșit erau wow. De ce? Pentru că de fapt le-am spus niște lucruri care erau în ei, pe care le știau și pe care le-au redescoperit, că nu le vizitau ei niciodată, cămările alea le închiseseră bine să nu mai știe de ele. Și mie îmi deschid aceste perspective oameni care sunt mai buni, care caută să fie mai buni, nu care caută să le fie mai bine. Oameni înduhovniciți, oameni cu un grad de cultură înalt, care nu fac caz de personalitatea lor. Mulți dintre ei nu vorbesc public. Dar care, dacă sunt căutați, te pot salva. Cred că asta este și soluția, ca să o indic, să avem în grijă să ne ducem, atâta cât mai avem, la oamenii care pot să ne învețe să facem bine și să nu urmărim să ne fie nouă mai bine. Asta cred că e soluția. Și ca o foarte mică paranteză, îmi permit, pentru că ieri nu mi-a permis să iau cuvântul, era multe lume cu dorință de a-și expune punctele de vedere și... Las că vă luați revanșul astăzi, spuneți. Aici am avut Glumesc, iertați-mă, trebuie să și glumim un pic. Că la viața fără glumă este beznă. Așa. Nu, aici mi-aș permite totuși că fac o paranteză. Vă rog. M-am uitat prin programul, mă uit de multe vreme programul partidului.
Păi, gândiți-vă la ceva esențial. Deci sunt o grămadă de lucruri acolo care nu au nicio valoare, nu au nicio, toate, și PSD-ul, și PNL-ul, și toate partidele, păi, promite, dăm salarii, dăm mărimi. Lăsați-le baltă, puneți-vă ce-am vorbit acum, educația și sănătate pe primul plan. Restul vă promitem că dacă vom munci cu toții și vom face treabă, o să aveți și domn băiețel, ați urmărit, ați urmărit, nu, dar ați urmărit lansarea programului la București pe online? Nu. Ei, dacă ați fi urmărit, ați fi văzut că acest îndemn al dumneavoastră, sigur, foarte bun de admiteri, deja a fost urmat înainte de a-l fi dat. Pentru că eu am vorbit despre temeiurile întoarcerii la normalitate și dezvoltării deci sănătatea și educația. Lumea are așa de mare nevoie de niște politicieni, adevărat, îmi permis să spun cu toată responsabilitatea, niște politicieni, sunt rari, sunt puțini, poate numai unul, nu știu, în momentul ăsta. Mai sunt vreo doi, vă spun eu. Dar important este că e unul singur, fraților, Mântuitorul a fost singur până la urmă, da? Și a întors lumea asta pe dos. Avem nevoie de esența esențelor. Deci așa nu e. Să promitem salariu, dăm case de pomană la familie cu patru copii, că dăm în extrem mai lor, cum adică, mă țigani au patru copii, dăm casă în mă țigani și prostii dați, dăm 5.000 de lei, dăm 7.000 de lei. Nu, frate, nu promite niciun leu. Nu. Promite nu, că dacă munca lucrurile nu sunt așa de lucrurile nu sunt așa de amestecate. Fraților, lumea asta așteaptă. Cum le prezentați noastră. Atenție, românul nu e prost. Românul e deștept. Eu știu, dar nu până să voteze, când spuneți dumneavoastră că o să vă dau o educație mai bună și o sănătate mai bună, nu vă dau. Se gândesc... Facem împreună, nu vă dau nimic. Lucrurile nu sunt așa de simple și nu este cadrul în care eu aș vrea să intru într-o altă discuție despre altceva. Nu, eu v-am recomandat, doar să aveți grijă mare. Înțeleg foarte bine, dar oamenii trebuie să vadă că ai o viziune de ansamblu. Eu, da, cred cu tărie că sănătatea și învățământul, educația e un concept mult mai larg, da, învățământul, sunt esențiale pentru viitorul națiunii. Nu ai oameni sănătoși și bine învățați? Nu ai cum să... Ce să faci? N-ai nici specialiști, n-ai nici forță de muncă, n-ai nimic. Am vorbit despre asta vreo 15 minute, poate un pic mai mult. Unii n-au fost așa mulțumiți că eu m-am exprimat cu atâta larghețe pe domeniul ăsta, dar da, cred că sunt esențiale și da, cred că nu se poate fără ele. Dar nici celelalte nu sunt de ignorat. Și nu încurajăm irresponsabilitatea. Oamenii care au copii trebuie ajutați în măsura în care ei înșiși fac un efort pentru asta. Adică măcar unul dintre părinți este angajat. Și asta prevede programul. Salariul poate să crească de la 3.000, salariul minim, de la 3.000 la 5.000 în următorii 4 ani, poate să crească prin măsuri economice clare de mărire a bugetului național, pe care noi le indicăm. Da, taxarea pe muncă poate să scadă până la un anumit nivel, dacă vei compensa prin taxarea pe afaceri la un alt nivel. Deci lucrurile se fac cu o anumită judecată. Nu le facem la întâmplare, nu le propunem așa în ușor, că nu vreau să folosesc alte cuvinte. Lucrurile au fost gândite, nu credeți că... da, teoretic eu vă pot face un program acum. Vreți să știți ceva? Eu și practic am făcut un program, uite așa, stând la o conferință, am scris și l-am publicat pe Facebook. Astă vară eram la o conferință la Timișoara și am spus, asta va face aur, pentru că m-a inspirat vorbitorul. Asta va face aur când va fi la guvernare. 3/4 din ceea ce prevedeam cu liniuță de la capăt se regăsește în programul de astăzi. Fără niciun fel de a căuta vreun merit în chestiunea asta, erau problemele esențiale ale societății românesc. Așa de ușor de văzut. Da, trebuie rezolvate astea. Cum le rezolvi? Aici e problema. Aici e cheia. Da. Am citit cu atenție programul, iertați-mă că e terminat. Mi s-a părut corect elaborat pe toate palierele. Totuși, când o să mai punem din nou munca, ca să fie ceva valoare. Pahar de apă, vă rog frumos. Deci munca, prin care iese valoarea. Da. C-
când o să o punem pe primul plan, să respectăm pe cel care muncește la el. Păi da, asta facem. E inclusiv în program. Îmi pare rău că nu vi se pare că am subliniat lucrul ăsta. Atâta vreme cât tu suprataxezi munca, nu încurajezi munca. Tu, de fapt, o descurajezi. Și a doua, o întrebare iar scurtă. 47% taxarea muncii în România? Da, e îngroditor. Privesc marea și văd războiul. Sper că v-am mici rațiune. Amândoi sunt criminal în aceeași măsură. Și Putin și Rasputin de la Kiev. Dar mai mare decât ei, dracul dracilor, este Kirill. Mi-a spus un grec la începutul conflictului ce cred eu despre acest început de război. Și vă rog să mă credeți că am spus că este cea mai mare aberație ca între două popoare frățești, ortodoxe, da, ortodoxe, să fie un drac atât de mare ca și Kirill, care a fost o influență foarte mare pe care bisericii ucraine de sub tutela lui l-a făcut ca să-l împingă pe Putin la ceea ce poate nici el n-a. Nu cred că Putin avea nevoie să-l împingă Kirill, acum fie vorba între noi. Nu avea nevoie de îndemnuri speciale. Eu vă spun că au venit cu submarinul ca să viziteze Rusicorul. Ei crezut că este cu submarinul. Nu știa că trebuie să stă de stat, să vină oficial să le... Bun, haideți, părinte, că sunt întrebări. Dacă vreți, eu vă las, că am obosit de stat în picioare, vreau să conferențiați, mă duc o leacă să mă odihnesc. Supra-înarmarea Ucrainei. Să revenim la Europa. Deocamdată, nici Rusia, nici Ucraina nu sunt în Uniunea Europeană. Eu nici nu cred că Uniunea Europeană va putea să absorbă Ucraina. Să fie ținută la ușă. Nu cred că va putea, pentru că trebuie respectate niște principii, niște valori, trebuie respectate etape. După ce s-a avut de la guvernare. Trebuie să... Nu se va întâmpla asta, mă rog. Nu știm când se termine războiul. N-ai cum să primești o țară când e în război. E mult. Dar haideți să vorbim despre tema noastră, că eu văd acolo că sunt oameni interesați. Doamnă, dumneavoastră erați. Da. Pot să vă întreb orice? Orice. Dar eu pot să vă răspund dacă vreau. Și la Constanța și în țară, am înțeles, au venit oameni de la PSD. Se spunește că au s-a aliat cu PSD-ul. În condițiile în care AUR are oameni valoroși. Ce nevoie să prind doamna așa? Da, bine, că am făcut. E bun. E belșul, da. La Marcel aici. Sau confirmați? Haideți să vă spun ce cred eu despre vorba aia veche românească. Vreau să vă spun că nu am nimic cu oameni. PSD a trădat. M-ați spus o întrebare. Eu o să răspund. Și direct o să vă răspund. Nu este nicio alianță cu PSD. Nu e posibilă nicio alianță cu PSD. PSD este principalul vinovat pentru situația de astăzi a țării, pentru că a guvernat cel mai mult și pentru că este partidul moștenitor direct al Partidului Comunist, a avut toate pârghiile de putere, a avut serviciile în mână. Deci nu are nicio explicație, nicio scutire, niciun fel de scuză pentru ceea ce a făcut. În condițiile astea n-ai cum să te aliezi cu ei. Acum, că și în PSD, ca și în PNL, până și în USR eu am găsit. Sunt oameni buni. Este o realitate. Noi nu trebuie să ne imaginăm că numai noi suntem buni. Că noi suntem cei mai buni și că alții nu mai există. Sunt români și acolo. De calitate, cu valori, care vor să facă ceva pentru România. Și care, dintr-un motiv sau altul, au aterizat acolo. Dacă ei nu au dosare penale, nu au făcut rău comunităților din care fac parte. Dacă le-au condus sau nu le-au condus, dar nu le-au făcut rău. Dacă au o evoluție profesională care să arate că au tins măcar spre excelență, dacă nu cumva au atins-o. Și au și alte calități, nu văd de ce să-i ții la ușă. Nu văd. Asumându-și valorile și principiile noastre, că altfel nu merge. Nimeni n-a venit nici eu în frunte. Vedeți dumneavoastră vreun PSD-ist în fruntea partidului? Nu. În centru. La centru. Nu, ce conduce? Poftiți?
Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Deci există niște coordonatori interimari care au fost schimbați în mod des în multe filiale și care pot fi schimbați și de acum înainte. Până când organizația se maturizează și va naște o conducere legitimă pe care ea și-o alege în deplină cunoștință de cauză pe baza meritocrației. Noi așa, asta urmărim. De aia am ținut organizațiile până să se maturizeze cu conducere interimare, nu pentru că am vrut noi să le facem rău oamenilor, să nu le-am recunoscut valoarea sau... Nu. Dar pentru că am vrut să evităm baronizarea. Să evităm ceea ce au pățit alte partide. Când, printr-o conjunctură, niște inși s-au instalat în fruntea bucatelor și au început să dicteze. Tot din același motiv, vă mai dau o veste. Nu. Nu filialele hotărăsc cine, unde candidează. Ci București. Conducerea centrală. Așa că cine își imaginează că vine și s-a cocoțat într-o poziție și de acolo el va face liste, va da aprobări, va împărți privilegii, se înșeală. Nu există așa ceva. În Partidul Aur. Și sper nici să nu existe până cât o să existe partidul ăsta. Noi ne-am pus în statut principiul meritocratic nu așa de flor de măr că am vrut să sune bine, ci pentru că am văzut cum au fost mâncate alte organizații politice de lipsa acestui principiu. Și nu doar pe hârtie, ci în realitatea politică, în viața lor. Vă rog, spuneți. Hai că pe săpământul nu mai vreau. Mulțumesc, senator, pentru expunere. Mulțumesc. Ne întoarcem în Europa. Aș vrea să știu și părerea... PSD-ul nu e în Europa, ce vreți să spuneți? Da, da. Se întoarce în Europa. Știm foarte bine, Elveția face parte și din Europa, face parte din centru, face geografic din centru europei. Care dar nu este... explicația dumneavoastră că nu face parte din Uniunea Europeană? Vă dau explicație. Nici Hitler n-a reușit să intre în Elveția. Vă spun de ce. Elveția își permite să fie de sine stătătoare. Cum? Simplu. Are ceea ce nouă ne lipsește. Forță economică și forță militară. Simplu de tot. Nu au armată. Cum nu au armată? Au armată, au armată și fac 2 ani de zile de armată. Fiecare cetățean face 2 ani de zile de... 2 ani. Nu e. Au armată. Au și bani suficienți. De-aia pot să fie neutri. Și de-aia sunt chemați totuși în asociere. Ei sunt în asociere cu Uniunea Europeană. Există un contract de asociere, da? Cu Confederația Elvețiană. Dar nu respectă condițiile din Uniunea Europeană. Ei au alte treburi, alte reguli. Și alte reguli de coabitare cu Uniunea. Din aceste motive. Dacă noi vom ajunge să avem forță militară și forță economică, atunci putem să ne gândim că, uite, ne-ar sta și nouă bine ca Elveția. Dar până atunci e mai va. Na. Nu ne putem și asocia. Deși noi, spre deosebire de Elveția, mai avem ceva resurse, mai avem o poziție geografică care nu prea ne ajută. Cum facem, cum nu facem, suntem aici între plăcile tectonice, între imperii, între... Da. Păi, nu, în ultima 100 de ani nu s-au schimbat mult lucrurile. S-au reconfigurat puțin, dar Imperiul Rus există, Imperiul Austro-Ungar nu mai există, dar s-a mărit, și Imperiul Turc există în continuare, otoman, există și crește. Pe deasupra a mai căpătat drept de folosință și America pe aici, prin Europa. Așa că... Ei sunt mai noi, de-aia au luat... Nu, noi trebuie să fim înțelepți, trebuie să fim realiști. Să nu ne imaginăm că noi facem raw exit și că asta e salvarea noastră. Că nu este. Să nu ne imaginăm că noi fără NATO am putea să ne apărăm granițele, că nu am putea. Vă spun eu. Noi suntem în situația în care astăzi facem achiziții de foarte multe miliarde de euro în domeniul militar, dar noi nu suntem în stare să ne păzim achizițiile. Deci noi nu putem să ne păzim achizițiile. Da? Avioane, tancuri,
submarine, noi nu le putem păzi. Benzină. Lasă că încă nu ne le-au livrat, dar dacă nu o să vină, noi nu o să le putem păzi. O să ne păzească tot ei. Ca să le operăm, e altă discuție. Când noi vom învăța să facem achizițiile într-un anumit sistem care să ne asigure și întreținerea lor, și baza lor, și operarea lor, atunci poate că vom începe să căpătăm forță militară. Noi nu mai avem armată. Avem 72.000 de militari activi. Și vreo 55.000, din câte am înțeles, rezerviști. Adică oameni care pot fi chemați sub arme. Că dacă ai trecut doamnă de vârstă, nu te mai cheamă nimeni. Ca să încurci. Mai bine te las acolo. Așa. Și atunci, din ăștia 72.000, la o mare urgență, înțeleg că pot fi aduși în dispozitiv 25.000. Cam ce credeți dumneavoastră că facem noi cu 25.000? Nu facem nimic. Așa că NATO, da, NATO este umbrela noastră de securitate. Trebuie să ne culcăm pe ureche și să rămânem așa? Nu. Trebuie să creștem numărul militarilor, trebuie să creștem înzestrarea, trebuie să dezvoltăm industria de apărare. Asta avem de făcut. Asta e în programul de guvernare, dacă tot mă întrebați de Europa și tot acolo ajungeți. Tot la program de guvernare. Vă rog. Mi se pare mie sau în proiectul de program n-ați scris deloc că protejați biserică? Nu e scris în mod explicit ceva cu privire la asta, dar vă spun un lucru. Biserica, dar biserica nu e în afara noastră, ca să ne ducem să apărăm ceva. Știu asta. Este lumea, dar scrieți un program. Noi suntem biserica. Păi ce să facem? Dacă noi vom fi la... Care e poziția, doamne, de apărat? Nu. Că nu are nevoie biserica să fie apărat. Păi vedeți? Care poziția guvernului? Respectă. Trebuie scris un cuvânt acolo. Noi. Ce am putea să scriem când noi suntem creștini? Noi când nu vom fi creștini, când vom fi la guvernare, creștini fiind, facem o politică creștinească. Am învățat de mic o hârtiuță care nu sunteți lângă ea când o citește cineva, trebuie explicită. Dacă unul dintre stâlpii noștri de rezistență ai doctrinei noastre este credința. Păi nu scrie. Cum vei să Dacă era ceva de prevăzut special pentru biserică, în programul de guvernare, dom'le, vrem să facem 100 de biserici. Asta făceam, scriam. Dar dacă nu vrem să facem 100 de biserici, nu scriem. Eu știu ce aș vrea acum să facem? Că avem. Slavă Domnului, am putut să construim în anii ăștia. Biserici, mănăstiri, avem. Aș vrea să le și populăm. Nu. Sunt biserici care se prăbușesc pentru că nu mai are cine să le întrețină. Sunt preoți la țară, prin diferite sate, care trăiesc din salariul nevestei pentru că ei nu produc în parohie nici banii de curent electric. Despre ce vorbim? Nu e așa. Noi trebuie să redevenim creștini. Noi trebuie să ne recatehizăm, să redevenim creștini și atunci, da. Suntem creștini, nu cred că... Nu, cu numele, zis, cu numele, noua normalitate și sunteți conservatori. Am înțeles de mesajul dumneavoastră că sunteți împotriva progresului, că vreți să rămânem așa, că nu ne modernizăm deloc. Stați un pic. Așa am înțeles și din mesaj. Nu, n-ați înțeles bine. Dar dacă n-ați înțeles bine, înseamnă că e vina mea. Da. Bun. Nu, e vina mea că n-am știut să-i explic. Corect. Eu n-am cum să fiu de vină niciodată. Mi se pare normal. Nici eu n-aș vrea, dar din când în când trebuie să-mi asum. Da. Fiind conservator, înseamnă că sunt un om al tradiției. Fiind un om al tradiției, nu înseamnă că sunt un... ceea ce se numește un om al tradiționalismului. Adică tradiția este o realitate vie care se îmbogățește cu fiecare experiență pe care o are fiecare generație. Asta înseamnă progres. Asta înseamnă progres. Real. Pentru că această tradiție îmbogățită cu fiecare generație nu face decât să continue evoluția umană după reperele sănătoase care sunt păstrate. Cu alte cuvinte și păstrând, să vă spun cu o metaforă,
progresul pe care ne-l propun progresiștii este drumul către hău, către o prăpastie. Uite, zice, uite, dacă mergi pe drumul ăsta, o să progresezi. Și progresezi, de fapt, în râpă. Deci progresiștii sunt niște răi. Progresiștii sunt autodestructivi. Autodestructivi. Nu știu dacă unii știu, anii nu știu. Păi, da, în momentul în care te... Se merge cu calul, nu mai merge cu... Asta este așa o chestie de facilă. Așa o... Păi, de vedeți, am smartphone. Vedeți că am smartphone? Asta, vedeți că suntem pe Facebook? Da. Credeți că eu nu folosesc mijloacele tehnice? Credeți că eu prefer căruța cu cap? Nu. Nu deci vrei progres sau nu cu progres? Dacă m-ați lăsat să răspund... Atenție! Stați un pic! Ce aici? Bar de negri! Bun. Luați loc și vă explic. Aș prefera că atunci când puneți o întrebare, din politețea dialogului elementară, să lăsați omul să răspundă. Că dacă nu îl lăsați și el tot fracționat, sunteți ca la televizor și eu la televizor nu prea mă duc. Ați văzut? Am văzut. Da? Nu mă duc. Pentru că sunt obraznici reporterii și nu înțeleg, sau realizatorii aia, și nu înțeleg nimic. Și nu știu nimic despre nimic, cei mai mulți dintre ei. Și atunci nu mă duc să mă cert. Că îmi pierd timpul. Am o viață pe care nu știu cât de lungă mi-a dat-o Dumnezeu și eu vreau să folosesc fiecare minut. Prin urmare, revin la întrebarea noastră. Nu suntem împotriva progresului. Dar noi vedem progresul altfel decât îl văd cei care susțin că sunt progresiști, fiind regresiști. În momentul în care tu spui că este progres întoarcerea în peșteră și trăirea în devălmășie printr-o supunere oarbă în fața celui mai puternic, eu cred că asta nu-i progres. Asta este regres. Ei, dacă dumneavoastră veți analiza tot ceea ce propun acești neomarxiști, care nu-și spun neomarxiști, care nu se trădează în vreun fel decât prin faptele lor, veți vedea că asta înseamnă progres în mintea lor. În mintea lor progres înseamnă să te desparți de tradiția ta, să te desparți de Dumnezeu în care crezi, să relativizezi familia, să faci din școală un loc al spălării pe creier a noilor generații, pe care să le poți supune mai ușor și așa mai departe. Ori eu nu cred că ăsta e un progres. Progresul este ceea ce am spus. Omul tradițional avansează, nu stă pe loc, nu încremenește în muzeu, în tradiționalism. Nu fetișizează moștenire pe care a primit-o, ci o folosește pentru a evolua. Da? Și o îmbogățește în același timp. Dar pas cu pas, urmând anumite repere. Fără să o ia după cum îi fluieră unul sau altul. Dom'le, eu merg pe drumul meu pe care am repere. Care sunt reperele mele? Bă, reperele mari sunt neamul și Dumnezeu. Astea sunt reperele mari. Reperele mai mici sunt mai mici. Nu sunt mai puțin importante, dar pe lângă acestea sunt mai mici. Da? Sunt familia, libertatea, dezvoltarea personală, căutarea fericirii. Dar toate lucrurile astea îndeplină consonanță cu ceea ce poporul meu a trăit, cu ceea ce poporul meu a slujit, cu ceea ce pentru ce au jertfit strămoșii mei. Bă, dacă era bine să fim noi supuși, mai apăra cineva pământul ăsta? Mai murea cineva pentru el? Dacă era bine să nu avem granițe, mai mergea cineva să fie împușcat în linia întâi? Dacă era bine să nu fim uniți în granițele acelui aș stat, se mai ducea cineva să lupte în est cu nenorocitul de rus? Nu. Dacă era bine să fim fără credință, mai mureau apostole, ucenicii, atâția sfinți, martiri. Dar să vin până mai încoace. Dacă era bine să fim despărțiți cu totul de credința noastră în Dumnezeu și în neamul românesc, mai jerfeau sfinții închisorilor? Avem aici sfintele moaște de la Aiud. Credeți că oamenii ăia s-au dus acolo de nebuni? Pentru că erau ei împotriva progresului?
Nu, tocmai pentru că ar fi vrut ca neamul ăsta să evolueze pe o cale sănătoasă. Progresul ăsta este să evoluezi pe o cale sănătoasă. A devia, a te întoarce la animalitate, a te întoarce la, la comuna primitivă nu este progres, este regres. Ori băieții ăștia, că nu mai sunt bărbați de stat, asta vor să ne determine să facem. Păi eu mor cu ei de gât, îmi pare rău. Dar nu, niciodată nu o să accept așa ceva. Nu o să accept să îmi fie, deturnați copiii de la o evoluție sănătoasă prin ideologia pe care eu o fac în școli. Și pe care o impun cu forța. Că dacă nu-ți duci copilul de la 3 ani ca să ți-l îndoctrineze, ești sancționat, ești amendat, ești pus la stâlpul infamiei. Că dacă nu ești de acord ca al tău copil să învețe hai să folosesc cuvinte frumoase, tot felul de practici sexuale deviante încă de la creșă, de la, din primele clase ale școlii, înseamnă că ești un taliban care trebuie să fii sancționat, trebuie să fii amendat și așa mai departe. Ei, asta vor să facă cu noi. Și curios, trebuie să-i spună cineva. Familia nu-i spune, mama e rușine, Haideți să vă spun. Haideți să vă spun eu un lucru. Știți, dumneavoastră, mai aveți copii mici și mai aveți. Eu vă spun că la școală, la biologie, se învață despre asta. La biologie, astăzi, în clasa a 7-a, se învață despre asta. Nu asta e problema. Mi-aduc aminte când eram adolescent, eu am găsit o carte, de fapt mi-a dat-o tata, nu am găsit-o eu, dar era o carte pe Piața Liberă, în regim comunist. Da, igiena sexuală, așa se chema. Aparatura reproductiv, ce trebuie să faci, care sunt riscurile. Nu, asta e problema. Problema este când înveți lucruri nedemne, când înveți copilul că nefirescul este firesc. Ca obligatoriu. Încă n-am ajuns acolo. Dar nici bun nu mai e. Vorba ardeleanului. Legă acum că nu e obligatoriu. Când vrei să legalizezi pedofilia, să mă ierte Dumnezeu. Adică zoofilia, nu știu ce. Păi când vezi că nebunii din, unii din nebuni din Occident se căsătoresc cu dulapul și spun că au o relație romantică cu dulapul lor sau cu canapeaua sau cu cățeaua sau cu băi, frate, ăia sunt în toate mințile. Despre ce vorbim? Și astea sunt considerate practici normale. Opțiuni. Libertate. Nu e asta. E, nu. Păi, dar astea sunt... Sunteți femeie? Exact, sau nu. Dar vă declarați genul fluid. Acum sunt așa, acum sunt așa, acum nu mai sunt nimic. Băi, asta e boală psihică. Despre ce vorbim? Bun, dar oamenii aia, dacă au nevoie de tratament, avem stabilimente în care se poate oferi. Nu se iasă pe stradă să spună că noi suntem normali. Și faceți voi ca noi. Nu? Mi se pare că... Da. Dacă nu mai sunt întrebări, eu m-aș opri aici. Îmi place să vă răspund. N-am niciun fel de problemă, dar doar să aveți. În politică, în general sau în societate sau păi despre merite. Cum poți să cântărești activitatea cuiva într-o orice organizație, că este o firmă, că este o unitate militară, că este un ONG, că este un partid? Înființează organizația, obține voturi. Cum? Prin ceea ce face. Corect. Aduce plus valoare acelei organizații. Oferă un plus de demnitate acelei organizații. O face cunoscută. Ține conferințe. O dezvoltă. Contribuie la dezvoltarea ei. Corect. Sunt niște chestii. Dar eu, deci am ieșit din zona aia strict politică, vă explic așa în general, ca să înțelegem că sunt criterii după care să fie cântărit meritul unui om. Problema este ca acela care cântărește să fie onest. Și sistemul să fie cunoscut pentru toată lumea. Ori în privința partidului, că dacă asta mă întrebați,
criteriile sunt stabilite și această grilă se aplică. Nu este niciun fel de problemă. A, că sunt deviații, că sunt derapaje din partea unora sau altora. Da, de acord. În orice lucrare umanească este asta. Oameni. Niciodată nu este ceva ca și cum ar fi scris la calculator. Și calculatorul mai dă eroare. Dar măcar știm care e sistemul nostru de referință. Nu bâșbâim. Alții, alte partide, alte organizații, nu-și pun problema unui astfel de sistem de referință. Nici nu discută despre el și nu cred că poți să ridici problema. Că îți arată și ușa. Asta e treaba. Noi o facem asta. De ce? Pentru că chiar credem că e necesar. Cu toate scăderile de rigoare. Eu nu spun că nu sunt greșeli, că nu sunt abuzuri. Uneori pot să fie și abuzuri, da. Dar pe cât ne-a stat în putință, noi am clarificat lucrurile și am sancționat sau îndepărtat pe cei care nu erau în conformitate cu ceea ce noi am gândit să fie acest partid. Dar să nu ne așteptăm în continuare ca să fim fără greșeală și fără pată, suntem o ceată de îngeri care aducem raiul pe pământ. Deci nu asta spune, este că-s, rolul că-s celor de stânga, radicalilor de stânga. Ați refuzat la Constanța, câți PSD-iști ați refuzat la Constanța? Eu știu câți la... Nu știu să vă spun că nu mă ocup eu de organizație și să fac acum cine a fost, cine n-a fost PSD-ist, PNL-ist, userist. Dar vă spun că am luat, inclusiv în grupurile parlamentare, am luat un fost userist și un fost liberal. Acum, adică, da, se poate. Dar nu e niciun fel de problemă. Cum am și dat afară oameni care nu au mai corespuns din punctul nostru de vedere. Cum, probabil că o să mai și dăm afară dacă, și cum o să mai și luăm alți oameni. Este un organism viu în partid. Nu este posificat. Nu este pus în niște cadre într-o cutie și gata, bă, ăsta e. Partidul de aici nu se mai schimbă. Este un organism viu. El trăiește. Și se dezvoltă pe cât posibil. Da. Întrebare are domnul aici. Vă rog. Domnul Beca, da. Numele comunității pe care o reprezintă așa, care a fost antisecut, este și motivul pentru care cea de-a doua zi a fost mai. Mulțumesc. Câteva chestiuni de dumneavoastră să spun acum. Opinia mea este că omul a fost creat de Creator, de Dumnezeu, pentru a trăi. I-a dat viață pentru a trăi. Pentru a trăi, el este subsumat unor chestiuni fundamentale, și anume, el, pentru a trăi, este subsumat să respecte acea celebră teorie a scopul, scuză, mijloacele al Machiavel. Vrem, nu vrem, trebuie să fim realiști. Dacă nu suntem realiști, înseamnă că nu cunoaștem boala pe care o avem și nu vom găsi... Nimenea, stai un pic. Nu știu că mă iert, dacă tot am felicitat, trebuie să... Așa. Și, doi, coborâm la nivel administrativ, coborâm la cel al dicton perfect, latin, ubi beni, ubi patria. De aceea, toți oamenii ne raportăm la aceste percepte, vrem, nu vrem. Dar, pentru a ajunge să dezvoltăm această țară, care este o țară minunată, eu cred că noi nu trebuie, prea mult ne lăudăm, să știți, noi românii prea mult ne lăudăm. Avem o mare lipsă și anume avem carențe în ce privește cultură politică, cultură economică, cultură socială și avem ceva cultură generală, că acolo poți să ai orice fel de cultură. Dumnezeu ne-a pus nouă capă aici, care este un mic radar. Cu cât ai mai multe cunoștințe, cu atât ai capacitatea să formezi idei, să analizezi. Păi cum poate să vă analizeze cineva pe dumneavoastră dacă el habar nu are de cunoștințe minore și să vă evalueze pe dumneavoastră? În primul rând, el trebuie să se auto-evalueze pe el și după aceea să treacă pe plan superior. Din cauza asta, am spus și eu, dacă mă așa, noi suntem deficitari sub aspectul calității pe plan politic. Și acum am permit să vă și critic un pic, așa? Dacă vă rog, chiar vă rog, că deja eram prea sus, da. Mai dați-mi. Vreau să spun... Să sper să vină și o întrebare, da? Nu. Spuneți. Spuneți, domn Becas, vă ascult. Vă ascult. Cred că e deficitară pentru oricare partid, inclusiv pentru acest partid,
este deficitară acea opinie conform căreia toate candidaturile se fixează la nivel central. Și știți de ce? Avem experiențe, eu sunt, nu mai spun ce, sunt că nu are relevanță mare, dar ce se întâmplă? Toate partidele, fără excepție, cel puțin din județul Constanța, toate au procedat așa și toate au încălcat legea. Cum veneau alegerile? Furau dosarele unul cu altul, se duceau la partid și invalida partidul. Întrebarea mea este, de ce trebuie să invalideze conducerea superioară de partid? Mulțumesc. Bun. Hai să vă încep cu finalul și să vă dezamăgesc. Nu. Celelalte partide n-au făcut așa. Baronii locali au stabilit cine, cum, unde și de ce. Inclusiv în structurile guvernamentale. Eu am organizație mai mare, mai puternică, aduc mai multe voturi, mai mulți bani în partid, vreau secretar de stat, ministru, cu tare, o seamă de parlamentari. Deconcentratele la mine. Așa se poartă lucrurile la celelalte parte. Noi nu vrem să existe baroni locali. De-aia nu se facem asta. Noi suntem un partid tânăr, foarte tânăr, înființat în septembrie 2019, de fapt, de iure, lansat public 1 decembrie 2019 și început ca structură politică abia în ianuarie 2020. Când a fost primul congres al partidului. Și în primul pandemie. Bun. Ca partid tânăr, conștient de fragilitatea lui, de vulnerabilitățile lui, de riscurile la care se supune, trebuie să avem un control mai puternic de la centru asupra ceea ce se întâmplă în teritoriu. Asta e realitatea. În măsura în care organizatoric ne vom maturiza cu toții, lucrurile pot fi schimbate, pot fi îmbunătățite. Să nu credeți că e o mare chestie așa să ai răspunderea pentru toată țara și dacă ai greșit undeva să ți se spargă ție în cap. Nu e așa de bine. Apropo de șefie. Așa să fii șef. Șef, dacă bunii cine îi bagă? Da. Așa că nu luați acest fel de a lucra al nostru ca pe unul care este de natură să descurajeze organizarea sau... Ba nu. Este vorba despre a încuraja organizarea sănătoasă, pentru că dacă cineva vine și spune, lasă că mă instalez eu aici la butoane și o să am numai șef pe care să-i pun colo și colo și o să răspundă în fața mea și București o să trebuiască să asculte de mine, pentru că uite câți șefi am eu puși. Corect. Am ratat obiectivul. Noi avem de dus țara asta pe un drum de dezvoltare, dacă vrem să guvernăm. Și nu o să putem guverna decât cu oameni dintre cei mai buni și care înțeleg rostul partidului, care nu vin aici la Ciolan. Cred că e lămuritor răspunsul meu. În rest, ați mai spus dumneavoastră două lucruri la început, dar cu care eu nu sunt de acord deloc. Și anume că realismul ne-ar face să ne orientăm după principiul machiavelic și după, mă rog, un alt dicton latin care nu poate fi însușit de niciun om cu demnitate. Corect. Adică cum? Moșia mea nu mai e moșia mea pentru că eu sunt atacat din toate părțile, pentru că ea este în paragină, pentru că eu sunt nevolnic să o apăr și plec undeva unde nu mai e moșia mea, dar poate deveni moșia mea pentru că cineva se îngrijește de acea parte de... Într-o colivie, da, o știu. Nu. Nu unde e binele e patria mea. Patria mea este patria mea. Și punct. Bună. Și trebuie să fie bine în ea. Și nu cred că oamenii se orientează după principiul Machiavelli, pentru că atunci chiar nu mai e nicio speranță de îmbunătățire a ceva nicăieri. Și putem să mergem să creștem capre, să ne retragem la țară, să scriem poezie, cine are talent. Eu cred despre mine că am și aș vrea să fac lucrul ăsta. Băiețel. Da. Băiețel chiar are. Eu doar cred despre mine că am. Așa. Asta e situația.
Ne-am lămurit? Da. Mai sunt nelămuriri? Nu. Mulțumesc. Familia Lucrescu, eu sunt...